Salutare, bărbate! Bine ai venit în acest produs care o să-ți salveze 10.000 de euro în materie de relații, în materie de divorțuri, avocați și zeci de ore petrecute alături de soția ta sau viitoarea ta soție în anumite circunstanțe pe care să spunem că ai vrea să le eviți la tribunal, unde ea o să încerce să-ți ia jumătate din averea pe care tu ai reușit să o acumulezi toată viața ta și mai mult decât atât o să-ți ia și mândria ta cea mai mare și anume copilul pe care l-ai făcut cu ea în custodie. Ce? Da! Și mai mult decât atât, probabil te-ai întâlnit cu o situație în care totul este roz și frumos la începutul relației. Și ulterior, pum, Johnule, a venit sărbătoarea noastră favorită, schimbarea la față. Și relația ta s-a întors complet pe dos, de la alb la negru, peste noapte. Azi dimineața aveai casă. Acum nu mai ai casă. Azi dimineață aveai cauciucuri la mașini. Acum nu mai ai cauciucuri la mașini. Dintr-un simplu argument, ea a început să te amenințe cu cuțitul. Sau simți cum ea nu te mai respectă absolut deloc în relație. De fapt, știi ceva? Simți cum de la început parcă nu te-a respectat deloc și crezi că este vina ta. Relații în care fiecare seară este călduroasă și amoroasă, iar ziua este un complet calvar. Să stai de vorbă cu ea și să întreții o conversație. În fiecare zi simți cum ea este într-una în competiție cu tine și vrea să fie mai bună ca tine, vrea să-ți demonstreze că tu ești fraierul. Este violentă cu tine, se vede cu foștii prieteni din fostele relații, este foarte geloasă pe tine într-una fără niciun motiv palpabil, iese într-una la girls night și petrece în fiecare seară fără tine. Te pune să-i faci poze constant pentru profilul de Instagram. Ulterior te întrebă, da, de ce stă de mult pe Instagram? Cu cine tot vorbește ea? Cu prietenele ei? Pentru a evita toate aceste lucruri prin care îți garantez că e posibil să treci, dacă nu identifici semnalele unor relații toxice. Repet, dacă nu identifici semnalele unei relații toxice, te vei bucura tot restul vieții de o relație complet neproductivă care îți va sabota atât relațiile cu prietenii, atât relațiile de afaceri, dar și fericirea ta și partea ta spirituală va fi complet destrămată și nu numai a ta, ci și a copiilor tăi. De aceea în acest produs vreau să-ți prezint peste 13 relații toxice pe care trebuie să le eviți sub orice formă. În mod evident este decizia ta dacă tu vrei să intri în ele sau nu. Eu pot doar să te îndrum vis-a-vis de experiența mea personală și experiența mea cu ceilalți clienți pe care am avut pe partea de dating și relații. Motivul pentru care fac acest produs este că am avut atât de mulți clienți și atât de multe cunoștințe apropiate care au decis să nu vină să stea de vorbă cu mine pe aceste teme și am văzut efectiv viața lor distrusă complet de la persoane care efectiv și-au pierdut casa, și-au pierdut jobul, sănătatea și nu numai sănătatea fizică, dar și sănătatea mentală, întrucât pe măsură ce te afunzi în această spirală negativă, când tot pierzi, 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 aceste persoane am observat că pică în acest frame sau această încadrare mentală în care își trag satisfacții din acea durere, din acea văitare, din acele scuze pe care le oferă și aruncarea vinei către persoana care le-a distrus viața prin alegerea greșită pe care inițial ei au făcut-o, deși probabil au fost preveniți de anumite persoane cu aceste lucruri, însă au ales pe cont propriu să nu țină cont de ele și acum suferă consecințele respective. Vreau ca tu să nu suferi astfel de consecințe, prin urmare vreau să-ți împărtășesc toate aceste experiențe, nu ca și cazuri concrete, adică dând nume și cazuri concrete, însă
făcând totul foarte specific și ușor identificabil de tine în momentul în care te întâlnești cu o parteneră, să vezi toate aceste semnale de alarmă pe care vrei să le eviți, sau sfatul meu cel mai bun, să nu intri într-o relație de lungă durată cu o astfel de tipă, ci să o menții ca o prietenă cu beneficii. Vreau să știi că există femei acolo care sunt super tari, foarte inteligente, stabile emoțional și te pot susține în obiectivele tale. Vrei să identifici acele femei și va fi extrem de simplu, întrucât ele nu se vor încadra în aceste 13, 15 sau chiar mai multe tipare pe care ți le voi împărtăși în acest produs. Dacă ea nu se încadrează în aceste tipare, pur și simplu este tipa potrivită pentru tine. Acum, întrucât majoritatea femeilor din aceste 13 categorii și-au dezvoltat diferite abilități ca să mascheze aceste comportamente, pentru că nu mai poți să intre în relații cu bărbați deoarece pur și simplu pleacă de lângă ele, le părăsesc și le lasă baltă în mod constant, toate aceste abilități de mascare a acestor comportamente vă voi oferi practic teste, provocări, întrebări pe care să le puneți ca să identificați aceste tipare, exact cum și femeile de altfel au testele lor să identifice dacă tu ești un bărbat de valoare. Știți foarte bine că am discutat lucrurile astea în trecut de ani și ani de zile și testurile pe care ele vi le oferă să vadă dacă sunteți alfa, dacă aveți boundaries, adică dacă vă respectați cercul vostru de valori, dacă vă lăsați călcați în picioare, dacă altcineva vă provoacă și reacționați sau vă lăsați dominați, dacă sunteți stabil emoțional, dacă aveți succes, vă asumați riscuri, dacă aveți încredere în voi, dacă vă place de voi și vă acceptați imaginea personală. Vă ofer tot felul de mici provocări, mici teste, mici și testuri, să vadă dacă voi chiar meritați să fiți cu ele. Exact la fel procedăm și noi în acest produs, doar că mult, mult mai deep, mai filtrat și mai precis, întrucât o să vă ofer exact ce întrebări să puneți, ce teste să oferiți, exact cum fac de altfel și ele, în orice interacțiune. Și în orice situație, indiferent dacă ești la o întâlnire, la o terasă, la un festival sau într-un club. Intră mai jos și comandă produsul chiar acum. Este o investiție în viitorul tău financiar, o investiție în stabilitatea ta emoțională și mentală. Cum spunea și mentorul meu, ce rost are să rezolvi probleme când poți să le previi. De asemenea, iau în considerare în acest produs că ești genul de bărbat alfa, care are integritate personală, urmărește să aibă niște abilități la cel mai înalt nivel prin care să ajute societatea și să acumuleze resursele necesare să își poată susține familia. Mă bazez că ai un scop în viață, că ești dispus să urmărești acel scop în pofida situațiilor neplăcute pe care o femeie ți le oferă pe parcurs. Eu cred că tu, alfa fiind, ești dispus să respecti obiectivele tale mai presus decât aceste situații neconvenționale. Acum, cum poți să știi că ești un bărbat alfa și nu ești unul beta? Este foarte simplu. Bărbații beta oferă scuze la tot pasul, că întârzie, că n-au putut să facă acel lucru, că au rămas blocați în trafic, că nu și-au manageriat bine timpul, skillurile și obiceiurile, de aia sunt grași, că virgulă cu tare gătește nașpa, etc. Nu este deloc vina lui. De asemenea, bărbații beta fac foarte multe compromisuri. Ei nu respectă cuvântul pe care și l-au dat. Întotdeauna lasă foarte, foarte mult de la ei ca să fie plăcuți de celelalte persoane. Nu le place să deranjeze celelalte persoane prea mult. De ce? Pentru că ei știu că nu merită atenția celorlalte persoane din cauza lipsii de încredere în ei. Un bărbat alfa, pe de altă parte, are foarte multă încredere în el, știe că poate deranja orice persoană întrucât acea persoană vede valoare
în el și știe că și ea va profita de pe urma lui la un moment dat când îi va cere ajutorul, deoarece el este competent, își dă cuvântul și respectă, și dacă acea persoană îi cere ajutorul și îi spune da, te ajut, ea știe că îl va ajuta sau o va ajuta. De asemenea, un bărbat beta nu are o misiune în viață, nu are un scop precis, el face parte din scopurile altor persoane. De obicei, aceste persoane sunt angajate la un job, lucrează pentru scopul unui șef, etc. și lasă zilele să treacă una după alta fără să își îndeplinească obiectivele lor intrinse spirituale ca și bărbați. De obicei, un bărbat alfa, pe de altă parte, își urmărește scopul lui propriu, are grijă să aducă și alți bărbați în jurul lui care să-i susțină obiectivul prin care încearcă să ajute cât mai mulți oameni din societate. Bărbatul beta, pe de altă parte, se gândește doar la el și la buna lui stare, evită să iasă din area de confort, are doar 2-3 prieteni cu care stă și bea bere, mănâncă semințe, se uită la seriale, etc. Bărbatul alfa, pe de altă parte, are foarte mulți prieteni, este popular, are un grup social mare, este căutat de aceste persoane întrucât are foarte multă valoare și poate ajuta în anumite circunstanțe, atât prin servicii, skill-uri, dar și prin celelalte relații prin care el îi poate pune în legătură astfel încât să-și crească afacerile sau să ajungă la obiectivele lor mai repede. Îți reamintesc, intră mai jos și comandă produsul chiar acum. Trebuie să înveți să faci distinția între relații serioase de lungă durată și relații de distracție, pentru că este vorba de viitorul tău financiar. Intră chiar acum.